Un club al Europei a fost deschis la Orhei. Euroclubul vrea să promoveze valorile europene în rândul tinerilor și să-i familiarizeze cu civilizațiile țărilor europene. Deci noi poate cunoaște deja că avem mai multe eurocluburi deschise deja în Republica Moldova și suntem foarte bucuroși să vedem acest proces dezvoltându-se și extinzându-se întreaga țară. Desigur că ceea ce vor face eurocluburile depinde de dumneavoastră, de participarea dumneavoastră. Este un eveniment sau este un lucru care se bazează pe proactivitatea participanților acestor și va depinde de voi cu cine vom lucra în viitor. Dar desigur că noi, ca delegația Uniunii Europene și contractorul nostru miliar, suntem și vom fi din alături pentru a vă ajuta să implementăm diferite proiecte. Autoritățile publice locale susțin această inițiativă. E foarte benefic asistența care ne vine din partea țărilor europene. Iar îmi pare foarte bine că Moldova este văzută ca un partener de încredere, un partener 100%. Și pot să vă spun că sunteți fericiți. Voi sunteți într-adevăr cei care vor aduce Europa în Moldova. Voi sunteți cei care vor ajuta aderării Moldovei la comunitatea europeană, la familia țărilor europene. Mă bucur nespus de mult că voi sunteți acei tineri care veți beneficia de acest proiect și sper la o activitate deschisă, la o comunicare între voi și sper numai la beneficii pentru instituția voastră, pentru voi și noi toți, cei mai maturi, sperăm în tineretul nostru, voi sunteți cei care probabil veți Euroclubul este un proiect care a apărut la inițiativa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Este o asociație bazată pe inițiativa tinerilor pe valorile și interesele lor comune. Pot deveni membri ai Euroclubului toți tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani.